Ok, cred că suntem deja live la un alt episod, de altfel un episod destul de important. Așteptăm să se mai adune oameni ca să discutăm. Cred că sunt puțin presat de timp pentru că sunt într-un local în momentul de față. Sunt plecat din țară și cred că aici o să închidem vreo 10-15 minute. Sper să fie îngăduitori. Până una alta, salutare națiune! Bine v-am regăsit la un alt clip. Subiectele de astăzi sunt foarte importante. Discutăm despre Rusia, care pare că va legaliza plățile transfrontaliere criptografice. Discutăm puțin și despre Islam, dar cel mai important, BTC-ul, care arată destul de bearish, dacă ne uităm pe time frame de o săptămână, pe weekly. Da, adică, serios, uitați-vă la acest trend descendent. Okay? Adică nu arată deloc, deloc bine. Bun, o să mai fac câteva update-uri înainte să începem acest live, așa că vă rog, ca de obicei, puțină îngăduință, pentru că subiectele de astăzi sunt destul de interesante și o să încercăm să le parcurgem pe scurt, desigur. Salutare, vă salut pe toți cu mult drag. Bună ziua, mă bucur că ai ajuns cu bine. Doamne ajută, mulțumesc pentru cei care mă urmăriți și des Constanț aici pe canal, deja știți ce fac. Pentru cei care mă urmăriți și pe Instagram, pe la story-uri, sunteți ancorați în permanență cam la tot ce fac. Sper să mai postez story-uri cu tranzacțiile tale. Apropo că veni vorba de tranzacțiile mele, este aproape gata grupul de Discord cu Light Membership la $15 și $50 Premium Membership, unde o să fiu alături de profesorul Harry. Dacă nu l-ați cunoscut pe Harry, vă îndemn să mergeți să vedeți acest clip. Este de o oră și puțin, dar se merită. Update-uri foarte importante în piață și totodată o să-l cunoașteți pe unul din profesorii noștri. Foarte, foarte important. Ok. Hai să discutăm pe scurt despre Rusia, care va legaliza plățile transfrontaliere. Până una alta, văd că sunt multe mesaje pe chatul live și vă mai salut odată cu mult respect. Mulțumesc că sunteți parte aici din comunitate. Face mult pentru mine acest lucru, dar nu doar pentru mine, ci pentru oamenii care își doresc să aprofundeze, să învețe și să ajungă, desigur, la o eliberare financiară. Educația e un element foarte important și vrem să-l fructificăm aici în comunitate foarte mult. Ok. Bun. Unde te-au purtat afacerile în săptămâna asta? Asta e o întrebare bună. Sunt prin Germania aproximativ vreo săptămână în punctul ăsta. Ok, hai să vedem ce se întâmplă de fapt cu cei de la cu Rusia, practic. Era cu cei de la Rusia, sună weird. Da? Până acum, Banca Rusiei a fost anticripto. Așa cum bine știți și dumneavoastră, Rusia a fost împotriva plăților cripto din foarte, foarte multe motive pe care le-am discutat și le-am dezbătut de multe ori aici în comunitate. Acum, probabil, exact ce este news-ul ăsta, luând în considerare concurența clasei de active față de propria sa monedă, fiat, și anume rubla, care poate în timp va fi înlocuită cu așa zisul BRICS. Da? Pe cei care ați auzit, sau dacă ați auzit de BRICS, lăsați în comentarii ce părere aveți de ce vrea să facă Putin, Brazilia, India, da? Toate puterile acestea vor să facă o monedă care să detroneze dolarul. Sigur că lucrul acesta nu este cu putință din punctul meu de vedere, din foarte multe motive. Acum, peisajul geopolitic este așa de natură încât Banca Centrală Rusă a ajuns până la a spune că plățile transfrontaliere cripto sunt acum inevitabile. Păi, desigur că sunt inevitabile, pentru că s-au închis foarte multe porți pentru ruși, desigur. Și cryptocurrency este o soluție bună. Este o propunere bună în punctul acesta pentru ei. Faci conten frumos și de care avem nevoie, meriți mai mulți care să te urmărească. Bă, vedeți că mă roșesc, da? Nu prea, nu mai mă flatați atât, da?
Bine, revenim. Gluma, da, simțul umorului este absolut necesar. Într-o lume în care vedem foarte multe fețe triste pe drum, așa, care merg cap în pământ, e bine să fim pozitivi, să fim optimiști, cu zâmbetul pe buze și să identificăm oportunități. Desigur că sunt foarte multe și acum că ni se în prag de recesiune și suntem, să ne mai spunem după deget, sunt o grămadă de oportunități. O să mai discutăm un lucru foarte important. Să stați aici pe aproape, o să discutăm despre Prime XBT, o platformă de copy trading. O să vă explic și despre ce e vorba după ce terminăm cu acest news despre Rusia. Ministrul adjunct al finanțelor, Alexei Moisev, a ajuns chiar să spună că în condițiile actuale este imposibil să faci fără de conturi transfrontaliere în cripto. Adică, bine, traducerea e un pic aiurea, dar am pus-o în română ca să înțelegeți cu toții. Practic, ce zice e că e foarte greu să faci acum de conturi transfrontaliere fără să te folosești de cripto. Deci avem nevoie de criptovalute în punctul acesta și până și Rusia vede lucrul ăsta și odată cu adopția Rusiei, odată cu integrarea plăților cripto în sistemul lor, în timp o să vedem o creștere. Deși acum dacă ne uităm la spațiul cripto, la totalul spațiului cripto din punctul ăsta, vedem că în ultima zi a mai crescut și suntem la 985 de miliarde de dolari, volumele sunt pe la 52. Volumele sunt Pardon. Volumele sunt extraordinar de mici, dar au scăzut destul de mult. Adică dacă ne uităm în ultimele 7 zile, pe aici avem volume, dacă vă uitați, sub market cap acolo, 61, vedeți, au fost rezonabile raportat la ce se întâmplă acum în piață, dar vedem că au scăzut considerabil. Ok, cineva la un moment dat venea, o venit aici în comunitate și a comentat ceva de genul că, bă, da, știri știm să citim și noi. Păi eu nu neg lucrul acesta, că nu știți să citiți știri. Eu le aleg pe cele mai relevante, le citim împreună și încercăm să le dezbatem, să ajungem la anumite concluzii. Asta e ideea. Eu sunt urmat de oameni care poate au plăcerea să mă asculte și nu au timp ei să studieze. Iar eu, cum mă ocup și cu partea asta de investiții, îmi vine foarte ușor să iau anumite știri pentru că mă ajută și pe mine și în același timp am vrut să le valorific pentru dumneavoastră, pentru comunitate. Dacă să sparg câteva așa preconcepții. Bun, cu toate acestea, având în vedere războiul continuu din Ucraina și sancțiunile care rezultă asupra Rusiei de către multe țări occidentale, se pare că Moscova a ajuns la ideea, a venit cu ideea de a utiliza criptovalute pentru comerțul transfrontalier. Deci, așa cum vă spuneam, pagubele care s-au produs în ultimele luni, care au venit, de fapt, asupra Rusiei, dat fiind consecințele, da, războiului, care desigur că ne afectează pe toți și la nivel emoțional, sau cel mai mult la nivel emoțional, aici pe noi, pe români, că la nivel fizic, mulțumim Domnului că suntem încă plini de perspectivă. Pe aici, prin Germania, na, ăștia sunt protejați. Eu sunt aproape de Frankfurt, aici, unde e cea mai mare bază americană. Da? Deci cei pe aici, la nivel militar, vă speriați. Cei care stați prin zonă, e fantastic. Și bine, e o civilizație diferită. Aici au cu tot o altă cultură. Dacă mai mă urmăriți pe Astorii, poate să vă mai pun să vedeți cam cât de civilizați oamenii ăștia. Câmpuri întregi, arate, bine puse la punct. Nu vezi murdărie, străzile curate, drumurile ca lumea. În fine. Da, deci să nu ne mirăm că prosperă, da? Și noi pe locuri stagnăm. Aici e mult și pentru oameni. Ok, deci guvernatorul băncii Rusiei, Elvira Nabiulina, ăsta e un nume tare interesant, tocmai a adăugat o voce de precauție spunând că criptovalute ar putea fi permise pentru plăți internaționale, dar numai dacă nu afectează sistemul financiar intern. Și acum afirmația asta mi s-a părut foarte interesantă. Cum să afecteze sistemul financiar intern? El ajută sistemul financiar intern care e destul de nasol, mai ales în Rusia, rubla, ce valoare are rubla? Mergeți la schimburi prin țară pe la noi, dragilor, și o să vedeți unde puteți să schimbați, de exemplu, euro în rublă. Foarte greu, nu au, pentru că nu este cerere. Deci, așa zisele exchange-uri fizice, da? Schimburile valutare, dacă vreți, nu sunt profitabile. Rubla nu prea are valoare. De asta și Putin vrea să facă acest BRICS. Ok, hai să vedem ce întrebări mai avem de la dumneavoastră, după care o să discutăm puțin de platforma de copy trading.
care, na, mie îmi place foarte mult, v-am tot recomandat-o. O să las descrierea acestui clip. Ba chiar, uite, acum o să pun în descrierea acestui clip niște lucruri importante legate de această platformă, da? Adică dacă îți faci cont pe Prime XBT, folosind linkul pe care o să ți-l las în descrierea acestui clip, ai un bonus de 500 de dolari în primele 24 de ore, deși, atenție, există niște condiții pentru primirea acelor bani, deci trebuie să citiți politicile pentru a intra în posesia. Adică dacă vă faceți cont aici, pe Prime XBT, e super, super simplu. La secțiunea de main, vă depuneți fonduri, puteți să vă depuneți Bitcoin, Ethereum, Tether, USDT, USDC, da, puteți să dați depozit și vă copiați adresa și puteți să vă trimiteți bani chiar din Binance. Apropo că a venit vorba de Binance, am spus și pe story, zonă bună de entry dacă PIR ajunge aici astăzi, atenție, doar astăzi, la un 3,56 cu un take profit chiar aici în această zonă, poate chiar 3,66, un profit aproape, pardon, un profit aproape curat de 2,8%. Na, 3%. Da. Și revenind la această platformă, deci puteți să vă depuneți bani, pardon, din wallet-ul dumneavoastră de Binance. Și, de exemplu, dacă mergem la secțiunea de copy trading, aveți mai mulți traderi aici. Practic, puteți să le copiați tranzacțiile. Și trebuie să fiți atenți la câteva elemente pe care vreau să vi le prezint. Mai știi ceva? Hai să mai luăm câteva întrebări, după care revenim. Salut, Robert, poți rog să faci o analiză pe Luna Classic. Nu, și chiar am vorbit de Luna Classic și nu zic cu rea intenție. Nu-mi place foarte mult ce se întâmplă legat de Luna Classic și am tot spus lucrul ăsta și în live-ul de ieri. Dacă mergi, te rog să te uiți în acesta și în acesta, pentru că părerea mea despre Luna Classic e simplă. Luna, în momentul de față, e ca o mașină care i-o pușca motorul. Înlocui motorul, dar nu mai e la fel de fiabilă mașina, nu o să mai fie mașina aia la fel de fiabilă niciodată. Și oamenii vor să tranzacționeze pe Luna. De ce? Din acel principiu, efectiv, nebun, crazy, de a te îmbogăți peste noapte, dar și în trading, și în investiții, la fel ca în orice alt domeniu, dragilor. Există muncă, ore de muncă, de stăruință, ca să puteți să ajungeți la niște skill-uri, la niște deprinderi și să fiți profitabili. Deci să vă dispară chestia asta de a te îmbogăți peste noapte. Da? Și din cauza asta nu vreau să analizez criptovalute din astea, din punctul meu de vedere, fantomă. Dar te salut cu mult drag, Sebastian Robert. Ai un nume foarte fain, mai ales Robert, da? Ok. Acum câteva luni, Rusia a interzis cripto, acum îi legalizează. Da, dragilor, îi legalizează cripto pentru că au nevoie. Rubla e foarte low acum, la nivel, mai ales, la nivel macro, dacă vreți, mai ales la nivel de Europa. Adică nu are valoare. Înțelegeți? O grămadă de oameni pleacă de acolo și nu mai muncesc pentru că rubla nu are nici o valoare. Așa cum v-am spus, nici pe la schimburile valutare nu prea o găsiți. Au nevoie de cripto ca să mai aducă bani în țară și să mai și scoată bani din țară, dacă se poate și ilegal. Iar cripto, pentru că nu e reglementat, poate să facă lucrul ăsta destul de bine. Salut, crezi că va fi un pam mâine când apare ETH 2.0? Mâine este 5 septembrie. Nu știu dacă apare mâine. Cred că apare în 15-16 septembrie, dacă nu mă înșel. Sau dacă am omis ceva, puteți să mă lăsați în comentarii să mă corectați. Pot să greșesc. Greșeală omenească. Dar legat de ETH, hai să vă explic un lucru foarte, 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 foarte important. Hai să ne mutăm pe time frame de oră. Bun. Creșterea importantă a fost. Stați, 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 stați. Nu, ne mutăm pe daily. Ok, gata, 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 gata. Avem un bottom aici și un suport la 881, destul de important. Hai să mutăm linia asta orizontală mai sus. Ok. Nu, în 6 apare. Nu, cred că în 6-7 septembrie. E foarte ok întrebarea pentru că poate ajută comunitatea. Apare un update. Au doar un update. Dar cred că lansarea oficială va fi pe 15-16 septembrie. Dar dacă greșesc, puteți să mă corectați aici în comentarii. Procesul SEC cu XRP, nu știu dacă s-a terminat. Cred că încă durează de ani de zile. Da, eu nu prea urmăresc ecosistemul celor de la XRP. Nu prea îmi place Ripple. Mai multe puncte de vedere, o să discutăm poate. Nici Cardano, a, da, nici Ripple nu-mi place.
foarte mult, adică nu mă mor după ele, nu tranzacționez pe ele, nu prea curios de ele. Dar legat de Ethereum, dacă vei avea un spike înainte de lansare, eu cred că marele spike s-a produs de aici, de la zona asta, dar unde avem și un suport important la 881, conform datelor celor de la Binance, și până aici, în zona asta. De aici am avut o creștere de aproape 100, un trend foarte ascendent, da? Deci am avut un puternic spike aici și am avut o creștere în vreo lună și puțin, da? De aproximativ 130%. Aici vedem că mai sunt câteva tentative dacă ne mutăm pe timeframe de o oră. Da, mai vedem niște creșteri interesante, da, de la 1400 am ajuns aici, am întâmpinat o rezistență la 1649 și după care iar am avut un moment de acumulare cu, se pare că, un ușor spike și probabil o să fie o distribuție pe aici, prin zona asta. Prin 1344 o să mai testez odată rezistența asta de la 1649. Ok? Deci cred că marele spike s-a produs tot timpul înainte. Știți că e vorba aia, buy the rumors, sell the news. Deci înainte. Înainte se întâmplă lucrurile. În timpul lansării, nu cred că o să se întâmple mare zarvă în ziua aia, nu o să fie, sau cu zi înainte. Nu cred. Poate să crească 10-20%, ceea ce e foarte bine. Fiți pe fază, dar marea creștere deja s-a produs aici în zona aceasta, din punctul meu de vedere. La cât ajunge EGLD în bull market? Undeva, este doar părerea mea personală. Părerea mea personală, Cleonas, ok. Este doar părerea mea, că dacă e a mea, e clar că e personală, ok. Cred că o să ajungă între 800 și 1000 de dolari acolo, zona aia. Poate chiar mai mult, depinde ce adopție o să mai avem până în punctul acela, la nivel de EGLD. De ce nu merge linkul pentru ca să mă înregistrez cu codul tău? Habar nu am de ce nu merge. Acolo în descriere mai aveți câteva chestii destul de importante pe care v-aș încuraja și v-aș ruga să le citiți. Adică poți să primești până la 7.000 de dolari la prima depunere folosind codul Robert Grecu, dar iarăși niște condiții. Nu o să-ți dea nimeni așa 7.000 de dolari, nu o să-ți dea nici 500 de dolari. Eu vă ziceam de platforma asta de copy trading Prime XBT. De exemplu, aici când vă faceți cont, poți să puteți să primiți în prima instanță 500 de dolari, cum v-am spus, după care depuneți bani pe main în BTC, Ethereum și așa mai departe, dar aici aveți depozit, puteți depuneți din wallet-ul de Binance în sfârșit și foarte important. Și aici vedeți niște trader. Acum, hai să vedem ce se întâmplă cu acești trader. L-avem pe Citadel 2 care ne-a atras atenția cu profitul ăsta uriaș de 4.426% și are un rating de 5 stele. El tranzacționează în momentul de față cu 52.000 de dolari de la oameni. Da, followers equity. Adică atâta i-au încredințat oamenii în punctul acesta. Dacă dăm pe el, putem să vedem performanțele. Aici sus vedem cu cât tranzacționează el din banii lui. Tranzacționează cu 2,3 BTC. Deci ca să puteți să-i dați follow la acest trader, ca din wallet-ul vostru pur și simplu să vă copieze tranzacțiile și să faceți profiturile, să marcați profiturile pe care ăsta le marchează într-o zi, de exemplu, trebuie să aveți depus în wallet BTC, Bitcoin, ok? Deci nu Ethereum. Ăsta tranzacționează cu BTC. Însă alții care tranzacționează cu ETH, ok? Deci el cu banii lui tranzacționează undeva la 46.000 de dolari, asta vine 2,3 BTC la valoarea Bitcoinului din punctul acesta și o tranzacționat maxim cu 3 Bitcoin. Are 56 de zile active, dar consecutiv și are un profit total de 4.426%. Acum, dacă ne uităm în ultimele zile, cam astea au fost profiturile lui. În 21 august au avut minus 6%, minus 3% în 22 august, da, vedeți aici. 40% în 26 august, 13% în 27 august, 14% în 28 august, aici au fost pe 0%, probabil, în fine, cred că au fost inactiv. În 1 septembrie și în 2 o marca niște procente faine. Procente pe care le mai marchez și eu, dar eu mă mulțumesc cu un procent pe spot în fiecare zi, dacă se poate. Desigur că mai avem și minusuri, însă mai rare. Între 2 și 6% pentru mine e un profit mai mult decât satisfăcător și vreau să rămân disciplinat să mă chinui mereu să marchez acest profit. Dar dacă dăm pe luni, fiți atenți aici, prieteni. Dacă, de exemplu, asta a făcut aici 2300%, asta vine, dacă nu mă înșel, 20x. Deci ceea ce înseamnă că dacă voi ați fi băgat 1000 de dolari și ați fi fost inspirat să copiați tranzacțiile lui traderul ăsta, într-o lună ați fi avut 20.000 de dolari, deci de 20 de ori
v-ați crescut acea sumă de 1000 de dolari. Imaginați-vă cu 10.000, da? 200.000. După care în luna august 71% pe profit, nu se mai compara profit cu luna iulie, probabil o da lovitura pe leverage cu ceva aici, da? A fost super inspirat. Și aici au avut 71%, iar în septembrie, până acum în punctul ăsta, 9%, ceea ce e bine, pentru că suntem la începutul lunii da, septembrie. Ok. Hai să vedem ce mai ziceți voi pe aici. Ok, de ce nu merge? Ok. Eu zic că tokenurile de la KuCoin, KHS, au șanse mari de creștere. Îi copiază unul la unul pe Binance. Da, KuCoin e și un exchange foarte bun. Hai să ne uităm exact, că chiar m-ai făcut curios să vedem pe ce loc e KuCoin în momentul de față. Kraken KuCoin, locul 6 la nivel mondial. Da, uitați aici, prieteni, ce discrepanță mare este între Binance și celelalte exchange-uri. De exemplu, FTX, Coinbase, ca și volume de tranzacționare în ultimele 24 de ore. Ăștia au 11 miliarde, note de 9,9 și FTX, ăsta e un exchange american, 1,1 și Coinbase-ul e sub 1 miliard de dolari. Oricum e extraordinar de mult. Dar na, discrepanța e mare între Binance și celelalte. Deci potențialul BNB, al tokenului celor de la Binance, e inimaginabil și al exchange-ului în sine. Bun, o să trebuiască ușor-ușor să plec și eu. Probabil o să mă scoat afară în acest local, că cred că s-a închis. Da, spuneam să vă uitați, de exemplu, la acest trader și nu să stați în ceară, luați decizii de dumneavoastră. În descrierea acestui clip aveți linkul pe care să apăsați, linkul meu, ca să puteți să primiți și acel bonus de 500 de dolari. Deci, din nou, niște condiții ca să primiți acel bonus și o să vă apară acolo condițiile pe care, na, ce trebuie să faceți ca să primiți acel bonus și să vă rog să le citiți. Foarte important. Totodată să nu uitați de Grecu Capital, grupul nostru de Discord care o să fie grata împreună cu profesor Harry. Ok, avem light membership, acestea semnale de tranzacționare și premium membership, 50 de dolari pe lună, respectiv 15 dolari pe lună. Aici e un buget pentru toată lumea, mai ales pentru tineri care poate n-au atât de mult capital, dar își doresc să învețe, să aprofundeze. Ok. Și pur și simplu tot ce trebuie să faceți e doar să aveți BTC în wallet-ul vostru și să-i dați follow. Da, și îi dați continue, pur și simplu, și copiază tranzacțiile. Atenție, 60% din profit vă revine dumneavoastră vouă, da, 40%, de fapt 20% platformei și 20% traderului. Și aici aveți mai mulți traderi, puteți să-i căutați. Ăsta a marcat un profit de 1318%, tranzacționează cu 35.000 de dolari, dar în Ethereum. Ca să copiați tranzacția acestui trader, de exemplu, o să fie nevoie să aveți depuș în wallet-ul dumneavoastră, da? Din nou mergem, ETH, Ethereum, ok? Astea sunt câteva elemente. Aici vă uitați câți urmăritori are, ăsta are 204 de oameni, care practic toți însumează 52.000 de dolari, care i-au încredințat banii. Se pare că ăsta e în vogă acum, Citadel 2. Ok, și ăsta e profitabil Bit Energy, dar nu în perioada aceasta. Puteți să-l studiați și pe ăsta. Ăsta tranzacționează cu 159.000 de dolari și are 661 de oameni care i-au încredințat practic banii. Ok. Znuz, o să mai răspundem la întrebări și cu ocazia unui alt live, dar îți mulțumesc pentru toate întrebările tale și pentru activitatea de aici din comunitate. Pe planul ăsta te salut cu mult respect și te aștept să mă urmărești pe Instagram. Foarte important să mă urmăriți pe Instagram, mai ales la story. Dacă nu mă urmăriți, mergeți și dați un follow acolo, pentru că încercăm acolo să discutăm zilnic lucruri importante, update-uri importante legate de piața macro, uneori și de piața de capital. Indicele de frică și de locomie este la 23, ieri a fost la 20, deci avem extrem de mare frică în piață. Ethereum Classic, vedem că crește 12% în ultimele 24 de ore, da, și alți câțiva moveri care reușește să crească, DOT, da, 4,20%. Și scurt, pe final, de tot, statul islamic testează NFT-uri pentru recrutare și finanțare. Bă, ăștia nu mai știu ce să facă ca să promoveze nebunia și terorismul și acum o fac prin intermediul NFT-urilor. Adică un simpatizant al statului islamic a postat o serie de NFT care răspândesc mesaje de sprijin pentru gruparea teroristă, stârnind îngrijorări din partea analiștilor de securitate cu privire la o potențială resurecție, relatează Wall Street Journal. Deci,
Îs ăștia nebuni la cap sau nu îs? Nu se mai opresc, mă. Deci acum profită de nebunia asta cu NFT-urile ca să facă tot felul de imbecilități. Lăsați în comentarii care e părerea voastră. Și vă spuneam de BTC, care pe weekly arată destul de bearish, adică mega bearish. Hai să ne uităm și pe daily, să vedem cum arată pe daily. Ok. Bun. Și pe daily nu arată destul de bine, da? Deci îi ultra bearish aici pe daily. Dar nu m-aș mira să mai vedem un test până în zona asta, da, aici. Să mai testeze aici zona asta, să spargă. Aici avem un suport foarte important, aici în această zonă, 17.600. Asta e un suport, am colorat aici ca la grădiniță, în fine. Da, m-aș aștepta să spargă acest suport important și să-l vedem aici. 15.000, da. Bine, de început 16.500 aici l-aș vedea. Nu cred că bottom-ul a fost 17.600, nu cred că bottom-ul a fost aici. 17.600. Doamne, mă bâlbâi, s-a obosit. 17.622. Aveți grijă cum tranzacționați în perioada asta, deci un spike aș mai vedea în punctul acesta. Nu stăm să facem analiză tehnică, de obicei nici nu obișnuiesc să fac analiză tehnică. Pentru cei care mă urmăriți, știți lucrul ăsta. Dar pot să zic că mă descurc când e vorba de analiză tehnică. Totodată, când e vorba de trading, știți că, din punctul meu de vedere, trading-ul nu funcționează pe pattern-uri. Mintea noastră funcționează pe pattern-uri. De asta încercăm să interpretăm trading-ul prin tot felul de indicatori și așa mai departe. Analiza tehnică, dacă se face la nivel înalt, da, să o învățați la nivel instituțional, o să vă dea cel mai mult randament. Și desigur, o disciplină și un risk management. Asta o să vă aducă profituri. Ok, îi cunosc pe toți marii lideri din Germania. Sunt aici stabilit din 2000. Felicitări, Adi! Felicitări! Bravo ție! Prietene, 50 de USD, tu știi ce salarii sunt în România? Da, acum mesajul ăsta e atât de, nu știu, ineficient. Ce contează ce salarii sunt în România? Eu și când eram angajat și câștigam sub minim pe economia, în urmă cu mulți ani de zile, investeam foarte mulți bani în educația mea financiară. Adică, astea sunt niște aberații. Dacă îți dorești să crești, o să investești în tine, în toate momentele vieții tale. Niciodată n-ar trebui să te oprești din a învăța. Cât trăiești, înveți. Și mai ales, educația financiară este un element foarte important. Ok. Dacă erai un cripto anarhist adevărat, puneai toate informațiile gratuit. Bă, deci, asta dă de sătul de chestiile astea. Am dat content luni de zile gratuit și încă materialele astea sunt gratuite. Da? Prietene, ascultă-mă bine, ca să eliminăm niște chestii și să, nici să nu fiu prea arogant sau să te banez nici din comunitate, dar pentru... nu vreau să intrăm în alte chestii. Dacă vrei, intri aici, dacă nu, nu. Și dacă vrei în continuare, poți să rămâi aici pe canal, să consumi materiale gratis. Nu trebuie să intri în Greco Capital, prietene. Nu trebuie să intri aici. Ok? Grupul ăsta oricum nu e pentru toată lumea. Și nici nu vreau să fie pentru toată lumea. Adică nu trebuie să intri aici. Nu vreau să intri aici. Înțelegi? Foarte, foarte simplu. Sebi, o să poți să urmărești live-ul ăsta, pentru că imediat e pe finalul, îl terminăm. Te încurajez să îl urmărești. Nu uitați de Prime XBT. Ochii pe Rusia în perioada aceasta. O părere în comentarii despre nebunii ăștia, despre statul islamic care testează zona de NFT pentru strângere de capital, finanțare de nebunii care au caracter terorist și așa mai departe. În fine, sunt curios de părerea dumneavoastră. Până data viitoare, până mâine, cum v-am obișnuit, în ultimele zile am făcut niște live-uri pentru că le văd destul de eficiente și n-am nicio problemă să fiu aici live cu dumneavoastră. Adi, îți mulțumesc pentru
părerea ta, poți să rămâi aici în comunitate, dacă ești nou, poți să te abonezi, dacă nu-ți place această comunitate, poți să ne părăsești, te salutăm cu respect, vă salut într-un mod special pe toți cei care sunteți parte aici în comunitate, vă mulțumesc pentru încurajările dumneavoastră, vă mulțumesc pentru aportul vostru și, per total, văd că construiesc o comunitate foarte solidă și văd că avem oameni relevanți aici în comunitate care își doresc să crească și să învețe. Așa cum v-am obișnuit, mâine ne vedem la un nou clip. Cu voi a fost Robert Grecu. Toate cele bune!